Bună ziua, dragi mei tele și YouTube spectatori! Astăzi, afară bate orgia, bate un vânt răscolitor, care răscolește frunzele de pe jos și prin copaci. Și rupe câte o frunză și frunza, niu, 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 cade la pământ. Deși rezultă că a venit toamna pe meleagurile Republicii Moldova. Și dacă e toamnă, toamnă e un timp cu ploi, plin de tristețe și de dor și de roade. Roadele încă la mine izbiert și minim umflat, nicat în cap tristețea și dor. Și gândurile. Și că așa tu mă gândesc ca un ciungaceanga vesel la paiut. Oameni buni. Doar omul dacă e mai bogat, când moare și e mai fericit? Și asta îmi pare că nu. Să pleacă. Moare om sărac și moare om bogat. Să am și ești bogat dacă are mai mulți bani, mai fericit că moare și. Și uite, îmi pare că nu. Și atunci eu mă gândesc. Oare pentru și noi doar ca nebunii toată viața alergăm după bani? Oare chiar am ajuns în timpul acelea când banul e cel mai principal din viața noastră? Nu are Dumnezeu când ne aduci pământul ăsta, pe lumea asta. Dar ne aduci numai pentru a alerga după bani? Ori pentru a face lucruri bune? Pentru a afla ce înseamnă omenie, ce înseamnă stimă, respect, dragoste, fericire, gingășâie, nu știu, frumusețe? Ori nu! Ești din Rodom, frază, fricat lumea ta, un curs și du-te fac acasă. Eu mă duc în Italia să fac bani. Ori în Israel. Ori în Germania. Da, oameni buni, pe de-o parte. E mai gine să ai 1 milion în bancă decât să mai mic în bancă. Pe de-o parte, dacă te uiți dintr-o parte. Cât mai mulți bani ai, cu atât ții mai ușoară viața. Poți să vezi turnul Eiffel, poți să vezi oceanul, poți să îmbli prin toată lumea, prin prejurul lumii, cu Londra, cu parosul, cu iachta. Și fericit. Din altă parte, dacă te uiți. Când ai bani, n-ai milioane. Poți fi fericit și acasă. Lângă părinți. Lângă familie, lângă copii. Poți fi fericit cu o tigaie de cartofi și cu boți de brânză și niște murături. Poți fi fericit că lucrezi la cot, preșești, popșoi, dacă te duci acasă părinții încât să gii, șoți cu dânsii, doamne ferești când mori, ții lumnarea. Și tot poți fi fericit. Așa că idei n-ai. Și dintr-o parte poți fi fericit, din altă parte poți fi fericit. Dar dacă ne gândim logic, mai oameni buni, câte sute de mii de moldoveni lucrează ca roghi prin străinătate? 20 de ani, 30 de ani. Mulți dintre ei și-au grămădit mai care 1 milion de euro. Muncind așa, cinstit, știți? Nu furând și ușigând oameni și furând din bancuri, ca în filme americane. Nu cred. Poate din 100% 0,1%. Poate dintr-o 100.000 1 a făcut 1 milion, dar nici atunci nu cred. Cinstit să faci 1 milion în străinătate. Și atunci mă gândesc, oare goana asta după bani, pentru goana asta după bani, faceți și retrești viața? Din păcate că n-ați dă căinioșile, că n-ați dă în moarte, n-ai să iei nici cu tine. Pentru că vorba și ea, secriul nu are buznari. Și n-ai să poți să-ți iei în secriu toată bogăția ta care o ai. Da, poate ori pune acolo vreo 10 euro într-un buznar la costum, să ai din marșut până în rai. Dar în rest, tot o să rămână. Și te manca e sărac, îmi pare că mă oare mai liniștit, decât ai bogat. Că și el bogat așa zic, of, Doamne, cui o rămas bogăția? Eu am vrut să-l lăs lui Vasea, dar îmi pare ca să o iei ghera. Urmărcica, prostitut ca și ea să-mi iei toți banii. Da, acele două butele de euro.
care le-am îngropat eu în grădină. Oare să-i găsească cineva? Și acolo e o sumă enormă, dar pe două butele de euro, acolo sunt bănărit. Eu nu i-am spus la nimic, am îngropat așa pentru zile negre. Și vreau să spun, dar nu poate grei, dar e paralizat. Nu are putere să grăiască. Dar butele și-o dă în pământ. Și l-am să aduc și el în pământ. Dar nimeni n-a știgă acolo și două butele. Și copiii și ei ori mai vin de casă. Și o să rămână butele pentru arheologi. Ori dacă și vrea un gospodar și vrea pântână în ogradă și a găsit butele și alea și să face milionier, dacă avea noroc. Dacă vrea Dumnezeu să-i dăie cuiva, știi? Banii și el. Și acum că ești bogat când mori, apu, îmi pare că mor cu regrete mai mari ca ești săraci. Și că așa mai oameni buni. Și aici mă gândesc. Toată viața alergăm după bogății, după... Zici că e păcat? Nu poți zici că e păcat, că... Dar nici într-o carte sfântă nu scrie că Dumnezeu a dat omul pe pământ ca să alerge după bani. Și așa ceva nu este. Și nici într-o carte sfântă nu scrie că trebuie să ajungi în rai. Trebuie să ai 100.000 de euro, ori 50.000 de lei, pentru ce așa, pentru toate. Ești mai bogat câte 1.000.000, ești care mai sărăcuț câte 100, ești care e țăranic, 50.000 de lei numai. Îți grămădești pensia 2 ani zile și ca să ajungi în rai. Dacă n-ai să ai bani, apoi duci în iad. Și ceva nu scrie nici într-o carte. Așa că te uiți într-o parte, e ghine să ai bani. Te uiți în altă parte, banii n-aduc fericirea, mă, nu-i bun. Nu știu. Ori poate că eu n-am copii. Și nu înțeleg pentru ce trebuie atât bănărit ca să fii fericit. Poate și asta, poate eu n-am copii. Dar oameni buni, ești de acord că părinții trebuie să crească copiii, să-i ospituiască, să-i dai studii, hai să ajută la nuntă acolo, să ajute primii pași în viață, dar pe unul copiii landri trebuie să zbori de singuri, să învață a lucra. Pentru că părinții, din păcate, nu-s veșnici. Și cu părinții după 50, dar asta ei trebuie ajutați. Dar nu ei până la 80 să lucreze ca handicapați prin bandante sau este metapieleți sau tați-o la stroică să întrețină copilașul cel de 30 de ani, 35 ori 40, că el săracul nu știe cum se lucrează și cum se face banii. Că eu s-o deprins de măsa de mitil să iei să idee. Mamă, vreau iPhone, na. Mamă, vreau mașină, na. Mamă, vreau apartament, na. Am murit măsa gata. Oameni, dar ce-i să fac eu? Eu am 40 de ani, dar... Eu nu știu cum să fac banii. Păi totuși e timpul de învăța copchelașii după studii, dacă și așa, după 18 ani, măi, mai... Ești student, mai duci și mai descarc un vagon de dojerac. Și mai vezi niște bani de țigări ori de pivă. Dar nu eu trebuie să-ți cumpăr, să lucrez în Italia, în Israel, să trimă la Chișinău ca tu să bei prin discoteci cu drujii și cu padrujile. Dar trebuie să înveți. Și apoi când vine la urmă la examen, mamă, trebuie bani pentru examen, trebuie bani pentru aceea. Cine-i învățat, dragul mami și dragul tati? Așa că nu știu, mai am bun. Noi întotdeauna ne astupăm cu copiii. Asta pentru copiii noștri. Tu nu știi, tu n-ai copii și tu nu știi și asta. Corect, eu nu știu și asta să ai copii. Poate nu știu, de Doamne să-mi fac. Dar totuși eu s-o cot. Eu neavând copii, totuși s-o cot. Copilul, dacă după 18 ani, trebuie să cu încetul să înceapă să gândi cu capul și cu mânuțele. Că i-a dat tata și cu mama mânuț, chișoruț, buric, capii umeri. Deci după studii, dacă nu înveți la universitate, dar și la universitate poți acolo să găsești și eu un curier, să faci acolo vreo 2.000 de lei pe lună. Să ai de chiroști, de pilimieni, de pivă, dar nu tatăl tău strimată din Germania și mamă din Israel. Dar așa ne-am învățat cu ofi, dacă n-am avut eu, măcar copilașul meu să aibă. Dacă n-am avut eu, măcar copilașul meu să aibă. Și apoi când ajungi pe la vreo 60 de ani, ori 50, 40, 50, și când de atâta alergătură ca cai și ca iepile. Dar copilașul nici nu zici măcar, mamă, te iubesc, mamă, te doare. El mai vine și, mamă, ai urățună, mamă, ai. Nu-ți întreabă, mamă, dar cum te simți acolo la Italia sau la Israel? Cum cu sănătatea, nu ți-e dor de noi? Deci, mamă, ai alua.
Mamă, întreb atâta bani ca pentru asta și pentru asta. Mamă, întreb atâta bani. Na. Hai la revedere, eu aștept transferul. Și pup. Pe un trupcă. Dar tu aștepți să... Mamă, cum ți se... Nu doare capul, nu doare schinarea. Știu că te durei un chișor. S-a trecut, ori încă te mai doare. Poate vii acasă, mamă, că damus mari. Poate timpul, dar eu să te întrețin pe tine, dar nu tu să lucrezi ca debilașca. Să mă întreții pe mine un caziol cu păr la cuc, damu. Și o oiță de azi care cu țâțele mai mari ca capul meu. Nu, eu, mamă, hai, întreb pentru asta, pentru asta. Așa, uf, am văzut așa o rochie frumoasă, uf, așa am văzut o mașină, uf, da, și voi, da, ca cai, aleargă cai, aleargă ca mașină, așa moldoveni. Nu știu, mai avem bani. Sunt de acord că și banii trebuiesc, că nu trăim în rai, pentru toți plătește. Dar totuși, după părerea mea, poți trăiești, știți, așa, simplu, fără oceani, fără mări, fără mașini de astea de 70.000 de euro. Dar și așa de fericit. Că aici care au mașini de 100.000 de euro, de 5 milioane, să te invidieze pe tine că tu ești fericit, dar ei nu. Nu așa îmi pare mie. Dar noi ne aspăm cu copchii, cu nu știu acolo, dar noi mai găsim tot felul de, cum ne baruză și praf. Pe noi ne mână nu sărășia în străinătate, dacă cinstit. La mulți poate le placă. Pe noi nu sărășia ni zvârli prin străinătăți cu 10 de ani, cu 30 de ani și ne faci diasporă. Pe noi încolo ni alungă fala. Fala și invidia. Dar nu, Dodon, Maia, Plahotniuc, fala și invidia pe noi. Te uiți la unul care a furat toată viața și are o casă. Vreau și eu, mă duc. Ori te s-a dus unul în Israel acolo și o uita de copchii, ori din Italia, în Germania și deci acolo ca o ninormală, căpătâi în fiecare noapte, ca să aibă copchii de toate. Dar nu mai ești cum faci și bani și mă duc și eu, cum, uite, asta are, dar eu, și casă, e, nu, mă duc și eu. Și duci tu încolo, iuha, tăgădic, tăgădic, tăgădic. Și te vede pe tine, dar am vreo 3 ani că ai făcut și tu așa, a doua, te vede și era în vecină. Ei, cum așa, poate, dar eu nu pot. Și acasă are și văcuță, și purceluș, și găinușă. Și poate un lucru așa, vreo câteva mii de lei acolo. Dar nu moare de foame. Copiii îmbrăcați, gătiți, cum, dacă e gospodarea, pe gospodari. Nu, e vrea mai mult. Cum aș ia sfălești și faci nunți de sute de mii de euro, dar eu să-i fac la mie nuntă de asta, prastaia, în cort. Vreau și eu la Gran Elizie sau să încânti Pugaciova la botez, o recomandare. Iuhu, te-ai dus tu în străinătate. Așa că, dragii mei, nu știu, mulți o zic că cu bani, banii fac toate în viață. Mulți o zic că banii nu sunt tot în viață. Eu nu-s de părere, da, bani trebuiesc. Trebuie să lucrezi ca să ai bani, dacă vrei să vezi acolo de vorbă un Paris, dar un Paris poți să-l faci cu 1000 de euro. Liber. Și 1000 de euro poți să-i faci. Se grămădești într-un an de zile 1000 de euro. Se grămădești, îi grămădești dacă vrei. Ca să vezi Parisul. Da, și fuga asta, alergatul ăsta după bani, uitând de părinți, mor părinții fără copii. Că COVID-ul și nu a putut veni și a îngropat-o pe măsă, ori pe tață, și nici nu a fost la mort. Și a pșit toată viața că e ușiță, care are un suflet bucșit, așa, format în bucăți, că nu a putut să-l treacă pe măsă, ori pe tață. Să stai pe toată viața. Nu doamne ferește, un copil moare. Așa că nu știu. Și banii trebuie, dar totuși banii... Mi pare că știți cum ca și mașina. Mașina nu e ceva așa ca să te arăți că ești bogat, așa că e ceva de lux. Mașina prostă e transport. E transport, ca și telefonul. Ai tu iPhone-ul, ai Nokia. Și Nokia și iPhone-ul sună. Ți-i trebuie telefon ca să suni. Cuiva sau tu în internet. Și nu are importanță, e de 40.000 ori 5.000. Poți tu în internet și unul de 3.000 și unul de 45. Așa că banii trebuie, dar totuși îmi pare că nu banii trebuie și Dumnezeii noștri. Ne trebuie să punem în capul mesei omenia, stima,
respectul, bunătatea. Din păcate, acum la noi răutatea, ura, invidia, fala, minciuna și așa mai departe. Și asta, dragii mei, pe azi.